Victimele au ajuns la UPU Buzău cu multiple răni. Este vorba despre doi tineri de 21, respectiv 25 de ani și două fete de 17, respectiv 19 ani. Surse din rândul anchetatorilor ne-au precizat că totul a pornit de la câteva divergențe între tânăr și ceilalți localnici, iar bărbatul a ales să se răzbune, intrând cu mașina în ei în timp ce se aflau pe stradă. După ce i-a lovit pe cei patru tineri, șoferul a fugit de la fața locului, abandonând autoturismul. A mers pe un câmp din zonă, însă a fost prins de polițiști după mai multe ore de căutări. Individul a fost imediat reținut. În urma probelor administrate, a primit mandat de arestare pentru 30 de zile sub acuzația de tentativă la infracțiunea omor.